Dorești să faci jumătate-jumătate cheltuielile din relație cu partenerul sau partenera, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, dacă faci asta, îți încalci contractul pe care ți l-ai asumat când ai ales să te naști în acest corp, de femeie sau bărbat. Contractul energetic dintre un bărbat și o femeie este că bărbatul își asumă partea materială, fizică a existenței, în ideea de a asigura partea financiară și protecția fizică pentru cuplul pe care îl formează împreună cu femeia, astfel încât femeia să poată fi cine este ea cu adevărat, fapt care o face să aducă în cuplu susținerea energetică și spirituală. Când începi să funcționezi din convingerea că fiecare partener trebuie să achite jumătate din cheltuielile pe care le are cuplul, atunci ca femeie nu mai poți fi tu cine ești cu adevărat, deoarece trebuie să-ți duci energia pe a face, care ține de masculin, te transformi într-o struțocămilă, nici femeie, nici bărbat. Nu ai energie ca femeie pe a face, că trebuie, și pe a fi în același timp. Când îți dai voie să fii cu adevărat femeie, faci multe lucruri. Totuși, din altă energie, fluentă, armonioasă, și ești cu adevărat contribuție. Când alegi doar să faci lucrurile ca să supraviețuiești, pentru că stai cu un bărbat care nu își face partea, nu mai ai energie pentru a-ți face partea ta de contract și te manifesti ca o amplificatoare a nefericirii tale. Devii toxică și pentru tine și pentru bărbatul cu care ești. Ca bărbat, când alegi să funcționezi din această convingere că trebuie să fie contribuția materială jumătate-jumătate, te deconectezi de la puterea ta masculină, te victimizezi că vremurile sunt grele și e complicat și decizi că nu poți mai mult, ceea ce vei și crea în realitatea ta. Cu cât îți asumi propria putere de a fi maestru pe partea de susținere și protecție, cu atât îi creezi spațiu femei din viața ta ca să înceteze să mai fie bărbat și să poată să devină maestră pe partea ei, da? De susținere spirituală și energetică. Femeia devine masculină când masculinul din viața ei nu-și asumă acest rol și corpul trăiește în 3D, așa că are nevoie să fie asigurată și partea materială și trece pe modulul de supraviețuire. Știu că ce spun acum este dureros pentru ambele sexe. Cu cât mai repede își asumă bărbatul rolul său, cu atât mai repede face ce are de făcut ca să-și dezvolte curajul de a face acțiunile care se cer a fi făcute ca să-și onoreze partea de contract, cu atât mai mult viețile amândurora vor fi transformate și se vor umple cu bucurie, deoarece ea va putea să-și ocupe locul normal de creatoare a spiritualității cuplului. Sunt Elena Paula Ștubei și te susțin să creezi corpul și viața pe care le dorești.